Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Ne delectăm astăzi în prezența unui om deosebit, domnul dr. Arvătescu, care îi mulțumesc pentru că ați avut timp să veniți în emisiune. Nu ne-am văzut vorbind despre emisiune de ceva ani. Bun. Vreo patru ani. Pe atunci încă nu erați bunic. Acum avem ce să ne povestim cu nepoți, dar tot eu sunt mai... Am intrat în lumea bună și eu. Da. Eu sunt mai avantajată că am mai mulți nepoți ca dumneavoastră. Corect, ați fost mai harnic. Domn doctor, nu pot decât să fiu foarte bucuroasă că ați revenit în emisiune. Am zis să prezentăm în fiecare ediție câte un scriitor, poet... din urbea noastră. Astăzi, tot așa, am luat prin priviri cartea Tabor a părintelui Cornel Paio. Și a prietenului Și a prietenul dumneavoastră face parte din Clepsidra. M-a ajutat să vorbim mai mult un pic despre poet și slujitor al bisericii. Cornel Paio creează în această carte un propriu act de liturghisire, un act sactu care se află mereu în situație de corespondență cu poezia, ambele discursuri fiind contemporane. Îl vedem la slujbă, îl vedem în diverse acțiuni culturale, da. Cu diversi prieteni. Cornel Paio este mai mult decât un activist cu pătărâm cultural, mai mult decât un, știu eu, organizator cultural, un om care a strâns în jurul lui la Clepsidra o serie întreagă de personalități ale acestui oraș, dându-i impuls vieții culturale a acestui oraș. E mai mult decât atât. Cornel Paio este un poet în adevăratul sens al cuvântului. Foarte profund, toată foarte lumea subtil. Scrie poezii, toată lumea scrie proză, toată lumea scrie așa. Puțin dintre ei sunt într-adevăr valori. Cornel Paio are, în plus de orice altceva, are un talent de netăgăduit și în același timp are un stil poetic propriu. Foarte rar sunt scriitorii care au un stil propriu. Știți foarte bine, în literatură, dacă auzi un text de Sadoveanu, îți știi că e Sadoveanu, dacă asculți o poezie de Nichita Stănescu, aproape e clar că știi de unde vine, de Eminescu nu mai vorbesc. Ei, tot așa, Cornel Paio are un stil propriu, inconfundabil și, cred eu, irepetabil. El este cel care, sintetic vorbind, a scos poezia liturgică din spațiu amvonului, din spațiu bisericii și l-a transformat în limbaj poetic. E cred că unul din cei mai mari poeți liturghisitori ai țării aceștia. Este un poet format, un poet cu un univers poetic propriu, a căror elemente de prozodie literară sunt bine conturate, ceea ce face ca stilul să fie recognoscibil. Cred că prietenul meu, Cornel Paio, este unul din cei câțiva, îi numeri pe degete, scriitori din roman care depășesc condiția de iubitor de literatură, trecând în ceea ce se numește creator de literatură. E un prag care poate mulți nu-l sesizează, dar este un prag pe care cu toți cei care scrim îl dorim să-l avem la un moment dat trecut. Foarte frumos. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm, să ne mândrim cu asemenea personalități. Cunoaștem acțiunile societății Clepsidra, dar și dumneavoastră mereu sunteți activ. Nu mai vorbim. Am zis în ediția de astăzi să ne legăm mai mult.
de diferența dintre generații. Inima rămâne tânără, suntem tineri, domn doctor, chiar dacă suntem bunici, nu? Trebuie să ne adaptăm. Tinerețea e o stare de spirit, nu da, e o vârstă. Da, am să discutăm liber cu dumneavoastră pentru că așa se obișnuiește în emisiune, nu a fost nimic aranjat, dumneavoastră nu știu. Nici n-am știut că prezentați da, taborul. Recunosc că trebuia să-l mai dezbat o dată cu domnul profesor Dobreanu. Da. Da, dar n-am avut eu timp. Rămâne deschisă încă acțiunea și invitația. Am văzut-o eu pe mama dumneavoastră în roman? Da. Activă? Îmi pare rău că n-am reușit activă, să... Are 80 de ani anul ăsta împlinit. Să fie sănătoasă, și să vă bucurați. Mulțumesc lui Dumnezeu, este sănătoasă, cât poți să fii sănătoasă la 80, sănătos la 80 de ani. Străbunică. E la fel de veselă și la fel de tânără sufletește. Adică e la fel de vorbăreață, la fel de pontoasă, la fel de iute la minte. Ceea ce arată că se pare că neamul ăsta al socorilor e așa el... longeviv și cu dragoste. Isteți, așa, nu își pierd până la vârste înaintate da, bucuria și dragostea de viață. Poate așa ar trebui și noi, și copiii noștri, nu? Nu trebuie să le dăm și lor un exemplu? Trebuie să fie câteva lucruri care îți asigură o bătrânețe lungă și frumoasă. Și între asta. În afară de ordin medical, nu? Da, da, bine. Până medic, și, chirurg până în... și partea medicală poate fi rezolvată într-un mod acceptabil, pentru că nu contează neapărat cât de mult trăiești, ci calitatea vieții pe care... Deci, cum spunea cineva, nu e destul să adaugi ani vieții, ci viața anilor. Deci, calitatea vieții în acești ani pe care îi trăiești trebuie să fie una bună. Ori pentru asta trebuie, în primul rând, să ai o fire, cred eu, veselă, optimistă, iubitoare de viață. Rar am văzut pesimiști care să trăiască foarte mult și cred că, în general, să zâmbești. Asta e un criteriu. Deci s-a creat și o scară a fericirii. Se calculează indicele de fericire. Am auzit că englezii sunt cei mai fericiți. Eu știam că cei mai fericiți sunt nordicii. Dar și pe această scară, care are multe criterii, zâmbetul este esențial. Să zâmbești mult. Iată, păi nordicii fiind Finlanda, Suedia, acolo, au tot timpul numai noapte, cum să nu fie vesel? Cred că și fericiți. Zâmbetul este o măsură a stării de bine a întregului organism. După aia, cred că este important să ai o viață oarecum echilibrată, adică fără excese, de niciun fel. Nici chiar ceea ce îți face bine nu trebuie să fie în exces. Cum zice latinul, est modus in rebus. E o măsură în toate. Pe urmă, cred că trebuie și o alimentație sănătoasă, trebuie și sport să practici. Și mai este o chestie care n-are cine să ți-o dea. Cât de mult te iubește Dumnezeu. Deci este o rânduială a lucrurilor și cred că până la urmă, între atâtea tipuri, lumea spunea că sunt vreo 6 tipuri de inteligență, cred că ultima formă de inteligență umană descoperită, inteligența spirituală, este o armă puternică atât în cunoaștere, cât și în supraviețuirea într-un indice de calitate bun al vieții cât mai mult timp. Inteligența spirituală fiind acea inteligență care are drept cunoaștere ca modalitate de cunoaștere contemplația, iar ca formă revelația.
Deci poate că în a asigura o viață fericită și lungă este foarte important să te rogi, să mergi la biserică, să-ți dezvolți acea parte spirituală a existenței tale, să zic așa, a ființei tale. Iată, și asta ar fi un criteriu. Dar probabil că dacă luăm la bani mărunți conceptul de viață lungă și fericită, putem descoperi și alte multe criterii care ar trebui luate în considerație. Da. Am văzut bătrâni mai tineri decât tinerii și tineri mai bătrâni decât bătrânii. Și asta e o chestie. Activitatea, să fii foarte activ, ar fi alt criteriu care te ține în viață. În momentul în care ești imobil, deja și funcțiile organismului sunt altele. Nu mai vă reamintesc, domnul doctor Dan Arbătescu este cunoscut medic chirurg, Spitalul de Urgență Roman. Ei, de acum să fie vreo 25 de ani de când sunt aici. Da, știu că în ultima ediție au trecut ani, dar rămânem tot tineri, spiritual vorbind, și dumneavoastră știu că în ultima ediție, când acum 4-5 ani, să zicem 4 ani, să mai micșorăm termenul anii, spuneați că aveți o legătură foarte plăcută cu tânăra generație și că faceți loc tot timpul. Băiatul dumneavoastră, Cristi, este medic de obstetrică ginecologie la Brașov. Specialist. Până la urmă a luat latura mamei, dar are un pic și din chirurgia dumneavoastră. A luat foarte mult de la mama lui. Și firea, și meseria. Da, asta nu poate să zic că să mă bucur. Dar acum Dumnezeu v-a binecuvântat cu o fetiță și un nepoțel. Fetiță și un nepoțel, da. Fetița este mai mare. 3 ani și 8 luni, o cheamă Amalia și băiatul Tudor are 1 an și 2 luni. Sunteți un fericit, domn doctor, aveți o fetiță acum în familie. Da, după multe generații. După multe generații. Ce mai face Dudu, fratele? E în Canada. A fost vara asta aici pentru că mama a împlinit 80 de ani și am sărbătorit-o la... La mulți ani! Sărut mâna, să fiți sănătoasă, voioasă, așa cum vă știu, și de fiecare dată când mergeam la orele și o vedeam cu zâmbetul frumos, cum spuneți dumneavoastră, cu chipul frumos, ce ai pățit? Iar ai rămas într-o ureche? Mm-hmm. Îți distrugea atenția deodată și te înveselea și parcă îți mai punea un bob de sănătate acolo. Vedeți ce face viața lungă. Da, și să fie sănătoasă, să vă umor, bucurați. De veselie, de zâmbet, da. Astea sunt... Și Dudu? Și Dudu este în Canada. De mulți ani. De mulți ani, a venit vara asta aici, am fost la Brașov, am sărbătorit-o 80 de ani, ne-a cântat mini-songul la... Da? 80 de ani. Era întâmplător, erau acolo și ne-au cântat și nouă. A fost frumos, într-adevăr, între strănepoți, între... Avem nevoie de clipe de astea. Da, bineînțeles că da. Da, ne-am plafonat în anumite situații și am luat din alte părți ce nu era nostru românesc. Am uitat să ne mai... ca să ajungem la acea împlinire spirituală, că altfel vedeam până în 40 de ani. Să vă spun... Mod de viață alt... Eu cred că problema nu este că împrumutăm în domeniul spiritual lucruri de la alte spiritualități, de la alte etnii, de la... Nu cred că asta e un lucru bun, pentru că în istorie etnopsihologia poporului român s-a format ca și poporul român. Aș vrea să vă spun că suntem un popor care am primit tot timpul și am amalgamat în matricea noastră o mulțime de etnii. Deci, cine zice eu sunt român neaoș, te apucă oarecum râsul că, de fapt, nu matricea genetică dictează apartenența. Eu spun mereu, ești ceea ce vrei să fii. De fapt, fapta dictează ceea ce ești, nici de cum te cheamă sau cum pot să fie. Amintiți-vă, dacă vreți, de epistola întâia către Romani a lui Pavel. Și acolo se spune că dacă ești tăiat împrejur și faci fapte ca și cum rele, atunci e ca și cum n-ai fi. Și dacă nu ești și faci fapte bune, este epistola neamurilor, epistola care duce credința către neamuri. Ei, de fapt, așa e și în viață. Dacă pretinzi că ești român
neauși și faci fapte care nu sunt ale unui român neauș, e ca și cum n-ai ști. Sunt în roman oameni aparținând altor etnii care sunt niște cetățeni absolut remarcabili și care fac foarte mult bine. Și asta vă spune unul ca mine, care sunt o amestecătură de etnii din vreo 5 neamuri. Și ca atare, cred că forța poporului român este puterea de a sintetiza, o formă de sincretism și lingvistic, dacă vă uitați la limbă, dar și cultural, pe care de-a lungul anilor l-a practicat și care a dus la formarea noastră ca identitate națională. Așa că eu nu cred că tinerii, dacă împrumută lucruri de la alții, bine, cum să vă spun eu, sunt lucruri care nu ne aparțin, dar care sunt splendide. Ii uite rock-ul, tot vorbim de rock. Este o muzică excepțională. E o muzică lor, a tinerilor. Cum era folk-ul pe vremea noastră? Nu știți că noi folkiștii de pe timpuri eram priviți cam ciudat? Dar sigur că am un oarecare comentariu la lucruri de genul să împărțim cu alții, să șeruim cu alții, ceea ce mi se pare un barbarism lingvistic. Nu trebuie să renunțăm la ceea ce avem noi bun, doar din dorința de a fi prolix și așa mai occidental, dar sunt foarte multe lucruri care, vrei nu vrei, într-o lume a interdependenței culturale, a internetului, se amalgamează și la noi. Nimeni nu mai poate trăi în vârful muntelui în stilul civilizației agrare care stă la baza civilizației noastre. Adică deschiderea către exterior nu trebuie să însemne nici pierderea identității, dar nici xenofobia nu ne va face bine, pentru că noi nu am fost un popor xenofob structural. Auzeam o emisiune undeva la radio, în Rădăuț. Rădăcinile dumneavoastră sunt și din zona Botoșani. Da, nord. 12 etnii. Da. În pace și în liniște și în iubire și în asta și acum 40, 50, 12 sigur etnii că, în Rădăuț. Poporul român, un popor totuși destul de liniștit și primitor, așa cum... Deci definește activitatea și ceea ce ești tu, ceea ce faci. Așa e și cu teoria darwinistă. Dacă vrei să crezi că te tragi din maimuță, ok, ești liber să o faci. Poate unii vor să creadă că se trag din lumină și atunci e foarte bine, depinde cum vrei tu. Ești ceea ce vrei să fii. Trebuie să-l mai citim pe părintele Cornel Paiu. Știu că dumneavoastră dezbateți în societatea culturală Clepsidra diverse și aveți diverse acțiuni. În această seară, când noi filmăm, mai sunt și alte acțiuni cu... m-aș referi mai mult la... Pentru că ați avut și dumneavoastră în familie cei prigoniți de acțiunile care le face... Trebuie să le prezentăm copiilor noștri, nepoților noștri, să le prezentăm, pentru că Roma nu a avut o activitate culturală. Cei care au suferit în închisorile comuniste. Da, mulți preoți, scriitori. Noi avem aici o mare doamnă, Aspazia Oțel Petrescu, da. Pe care ar trebui să o invitați mai des, să o înregistrați mai des. Am foarte multe ediții, are o vârstă, îi respectăm. Ea este într-adevăr un exponent a celor care au avut curaj să fac un lucru când toată lumea nu mai avea speranță. Mutatis mutandis și în alte parametri și în alte dimensiuni, cam același lucru ca acum. Dar eu provin, de fapt, dintr-o zonă în care a fost inima rezistenței Câmpului Mușcel. Acolo, în munții Mușcelului, au fost mari bărbați ai rezistenței anticomuniste și, cum să vă spun, și un bunic și celălalt au fost cam arestați,
anticomuniști, bine, n-au făcut închisoare pe perioade lungi, dar ridicați și duși, au fost și aduși, iar luați... O zi privată de libertate înseamnă mult. Enorm. Enorm de mult. Să vă dau așa un exemplu. Eram copil, între 60 și 65, am stat la bunicii din partea tatălui, la Câmpul Mușcel. Acolo m-am născut, de fapt. Trebuie să amintim Romașcanul, tatăl medic, director, de... spitalul Roman. Moșit, adică de proveniți... doamna Fălcoianu. Da, avem... Bunicul meu, care fusese înainte de război colonel, în război decorat cu virtutea militară, și care a fost și profesor universitar înainte de război la Dealul Mare, la Sibiu, pardon, la Sibiu, la școala militară, venea acasă seara, deci lucra ca muncitor la fabrica de magiun. Știți ce era fabrica de magiun în 1960, în Câmpul Lung, unde sunt multe prune în jur, că e zonă de prune? Era o hală unde se puneau pe pirostrii niște oale mari în care se puneau prunele și se mesteca. Și iarna, ca să nu înghețe la picioare, își puneau jar în jurul picioarelor, el și bunica, ca să nu înghețe. Și venea seara și se îmbrăca cu o haină cu fireturi frumoase, dar era o veche, uzată, ruptă, dar totdeauna foarte curată. Și s-a așezat în fotoliul lui, care l-am recondiționat și l-am și eu acasă, și își lua o carte rufoasă, de pe care scria Shakespeare, și eu îl întrebam: bunicule, dar ce faci? Și el s-a uitat așa și îmi spunea peste carte: Dănuț, încă mai conjug verbul a fi. Deci aceștia erau oamenii și aceasta era societatea câmpulungeană din anii 60, o societate care îl avea pe Mușatescu, care îl avea pe Noica. În 59 Noica a plecat din Câmpul Lung la al doilea proces al lui, adică era acea societate care parcă încremenise nevrând să moară din perioada interbelică, cu pălărierul Măgeanu din Titanic Vals, care era pe colț, o mulțime așa, cu Bulevardul Pardon, cu Gărdina Mersi. Ei, locurile acelea ale copilăriei mele, în care vară de vară până pe la 18 ani m-am întors, stând luni de zile vara acolo, n-aveau banii mei să mă trimit în altă parte, dar pentru mine era extraordinar să stau la Câmpul Lung, unde am crescut într-o familie în care se vorbeau două, trei limbi, deci cu noi vorbeam franceză, bunicul cu bunica între ei vorbeau engleza, și care dădea o foarte mare importanță cărților, dădea o foarte mare importanță unui anumit soi de educație bazată pe respect. Eu n-am auzit în casa bunicilor vreodată altceva decât Teddy, și când spunea bunica Teddy, bunicul era liniștit. Deci era altă lume. Lumea aceea noi nu o să o mai avem vreodată. Și acum, revenind la tema noastră cu tinerii, aș vrea să spun, chiar dacă sunt cumva nu prea plăcut tinerilor care eventual ne ascultă, dar aș vrea să spun că singurul lucru la care nu se poate renunța și astăzi, ca și ieri, ca și alaltăieri, ca și întotdeauna, este cititul cărților. Pentru că, de fapt, noi ca indivizi acumulăm experiență pe parcursul vieții. O acumulăm din două surse. Una este experiența proprie, care oricum este limitată. Sunt limitele biologice ale vieții noastre, temporale, adică nu putem crede că vom putea vreodată să trăim într-o viață toate experiențele civilizatoare ale omenirii de la începuturi. Dar ce mai avem la dispoziție? Mai avem experiența altora dinaintea noastră, pe care o putem lua gata, exprimată, și asta prin cărți. Deci cititul cărților, dincolo de un hobby, cum ar putea să pară, este un lucru extrem de important, formator pentru tânăr. Oricât, deci nu am nicio pretenție în a citi ceva anume sau să existe anumite cărți care trebuie obligatoriu să le citești, cred că singura carte obligatorie care trebuie să o citească un tânăr e Biblia, dar în rest, tot ce citești este bun. Uite, am să vă spun așa,
John din Salisbury a fost un călugăr de pe la 1300. Avea o carte, Metallogicon se chema, și acolo spunea un lucru senzațional care toți ar trebui să-l știm. Citez din memorie. Noi spunem astăzi că suntem mai înalți și vedem mai departe decât străbunii noștri. În realitate, noi nu suntem nici mai înalți, nu vedem nici mai departe decât ei, avem însă avantajul că stăm pe umerii lor gigantici și atunci apărem mai înalți și vedem mai departe. De fapt, asta înseamnă în traducere că fiecare carte care o citești e un piedestal pe care te sui. Cu cât te sui mai sus, cu atât lumea o vezi mai departe și înțelegi mai multe văzând-o mai bine decât rămânând mic între atâția oameni și universul privirii tale să nu îmbrace decât spațiu până la cei pe care îi cunoști, spațiu obișnuit. În momentul în care te înalți prin lectură, atunci reușești să vezi ce este viața, încotro merge, ce e destinul și atâtea lucruri a căror întrebări nu pot fi date matematic. Nimeni nu poate să explice cuiva ce e aia sau ce e aia. Sunt întrebări la care, și întrebările astea, dacă vreți să știți, le-a primit Iisus de la învățăcei lui și a spus Iisus, noi nu putem decât, adică eu nu pot să vă spun răspunsul decât în parabolă, decât în poveste. De fapt, la aceste întrebări, poveștile sunt lămuritoare, iar poveștile înseamnă cărțile citite, înseamnă lucrurile pe care cei din trecut le transmit astăzi și la orice am putea renunța, dar nu la cititul cărților. Putem renunța la internet? Eu, să știți că nu sunt împotriva internetului. Nici eu. Dar știți cum e? Atunci când nu faci un lucru, te poți ascunde în dărătul o mulțime altor lucruri, altor concepte, altor cuvinte. Internetul este bun dacă nu te ascunzi în spatele lui. Adică uite, mă uitam la librării. Eu sunt cele trei librării din oraș. Nu e săptămână să nu trec prin toate trei. Pentru că mă interesează apariții editoriale. Am câteva direcții bibliografice pe care le urmăresc. Deci sunt înspăimântat că în realitate nu prea trece nimeni pe acolo. Dacă îți 2-3 de fiecare dată, e mult. Numai când îți rechizitele de cumpărat sau cărțile pentru școală. Ori să știți că asta spune foarte mult. Multă lume zice, stai domne, că avem pe internet toate cărțile, ce să le cumpărăm? Frate, e ok, dar trebuie să le citești. Adică dacă numai le ai și spui nu cumpăr pentru că le am, așa poți să le cumperi, să le pui în bibliotecă tot așa de bine și să nu le citești vreodată. Important este să nu te ascunzi în spatele acestei modernități, pentru că oamenii sunt aceiași. Și aș vrea să spun un lucru. Oamenii, de când trăiau în peșteră până astăzi, ei n-au inventat vreun sentiment nou. Aceleași sentimente de la început le avem și astăzi, atâta doar că le-am sublimat, le-am făcut, au evoluat aceleași sentimente în forme mai emancipate, mai eu știu cum, dar de fapt noi suntem aceiași. Să nu credem noi că odată intrat în epoca asta a noutăților tehnologice, fundamentul spiritual al omului se va schimba vreodată. Noi tot aia vom rămâne. Ați spus bărbații adevărați care trăiau atunci. Nu mai avem acum? Ba da, eu sunt convins. Numai că... Cum îi formăm să fie adevărați? Că-s mai multe femei decât făcând un spirit de glumă. Să știți că și femeile atunci erau tot așa de adevărate ca și bărbații, după cum astăzi eu, care sunt un filofeminin, deci sunt un feminist convins, cred că șansa pe care o are societatea asta noastră să se mântuiască stă în femeie, nu în bărbat.
Și cred că dacă, din punct de vedere spiritual, am face o comparație, parcă tot femeile ar sta mai bine ca noi. Dar asta nu înseamnă că există vreo rețetă actuală. Știți cum e? Fiecare, ca să revin la ideea anterioară, fiecare se mântuie prin el însuși, prin faptele lui. Nu e o chestie de grup. Ori senzația care o am astăzi este că asistăm la o anonimizare a individului. Adică, probabil datorită poate și efortului de adaptare extraordinar pe care omul actual îl are în fața unei evoluții tehnologice fără precedent, în adaptarea rapidă la schimbare îl face să fie inapt de a decide și atunci preferă să trăiască într-un grup, ca în acel grup să existe cineva care să decidă pentru el și, mutatis mutandis, este vorba de o aparentă scăpare de responsabilitate. Dacă iese ceva rău, nu eu sunt de vină, șeful e de vină. În realitate, lucrurile astea sunt aparente, pentru că răspunderea pentru păcatele noastre este absolut individuală, nu este o răspundere de grup și nimeni nu te va judeca în funcție de ce a zis șeful sau în funcție de ce ai făcut. Deci, fapta ta e singurul loc în care te poți judeca singur prin faptele tale aici. Ați scris recent o carte. Am scris mai multe cărți. Ultima. Cu premiu a fost de la Bacău? Nu, aia e prima carte care am scris-o, da, și care a luat un premiu la Bacău, la Festivalul Avangarda Literară. M-am bucurat nu atât de premiu, m-am bucurat cât pentru faptul că, într-adevăr, eu scriu o literatură de tip avangardist. Total... sau încerc să fiu cât mai departe de clasicism, cât mai departe de scrierea, dacă vreți, realistă. Scriu o formă de literatură cu desorginte fantastică, dar un fantastic deosebit, un fantastic mai degrabă din școala lui Borges, Marques, Lioza, decât din fantasticul acela pe care mulți îl consideră științifico-fantastic. N-are nimic de a face cu de ficțiune sau de realitate magică. Iar faptul că niște oameni au recunoscut atât modernitatea stilului, cât și temele abordate, care aparține unei avangarde, pentru mine este mai mult decât măgulitor. Ce să vă zic mai mult? Ați spus că vă place muzica rock. Cum să spun? Nu pot să zic că îmi place să o ascult, dar... sunt alte forme muzicale care îmi plac mai mult, dar respectul pentru orice formă muzicală este major, adică, sigur, ce să vă spun, muzica clasică rămâne pentru mine muzica esențială, nu e seară în care să nu ascult muzică clasică, e, dacă vreți, cu asta am crescut, asta, dar mărturisesc cinstit că folk-ul este a doua pasiune și am o cartotecă de folk foarte, foarte largă, de la primii folkiști cunoscuți la noi până în prezent. Dar asta nu înseamnă că n-ascult rock cu plăcere, asta nu înseamnă că n-ascult muzică pop sau n-ascult un alt lucru care îmi place foarte mult, jazz-ul. Da. Jazz-ul, de fapt, este mai aproape ca formă muzicală de ceea ce scriu eu. Deci tot cam în felul de a, să zicem, manipula tema și de a o face în diverse registre în funcție de subiectivitatea interpretului, jazz-ul este acea muzică care să scrie în fața auditorului. Senzația de spontaneitate, cred eu, că am urmărit-o intens și în scrierile mele. Acum, dacă vreți să-mi răspundeți, să-mi răspundeți. Dacă nu este din culisele dumneavoastră, să spun așa, când intrați în sala de operație, sentimentul... Da, noi ascultăm în sala de operație muzică. Da, ascultăm. Toți chirurgii ascultă. E o formă care se practică și în străinătate, dacă vreți să știți.
Am ascultat-o la Padova când am lucrat acolo și profesorul spunea să ni se pună muzică românească. Și vă dați seama, am operat cu profesorul Corsini la Padova ascultând Gheorghe Zanfir. Văzând că profesorul este mișcat de ceea ce aude. Da. Deci muzica este o permanență. Așa intră. Deci în sala noastră de operații există muzica, există aparatul care fiecare venim și ne punem cu sticul muzica care o vrem sau ascultăm radio dacă are o emisiune de muzică bună și icoana deasupra ușii. Astea două sunt în afara obiectelor care ne trebuie efectiv în realizarea actului chirurgical. Cred, dacă ați trăit așa într-o familie, întotdeauna Dumnezeu există acolo în inimă. El nici nu trebuie declarat, nici nu trebuie clamat. El există. E o naturalețea existenței noastre. Nu... Ați trecut de multe ori prin clipe care v-au... Cum să vă spun, depinde acum ce înțelegem prin treaba asta. Din punct de vedere al vieții mele personale, nu. Deci, nu, medical vorbim. Dumnezeu, am avut întotdeauna mai mult decât am meritat. Profesional. Dar, din punct de vedere al relației medic-pacient, am avut multe clipe în care, da, cum să vă spun, asta ține de un, nu știu cum să vă spun, nici nu pot să le exprim. Eu am în cartea asta de care făcurăm vorbire un dialog monologat, este în formă literară nouă, foarte nouă, tot în America de Sud apărut, în care vorbești cuiva care, fără a-ți răspunde, participă și îți dirijează discursul. E un discurs, cum să spun eu, adresat unei anumite persoane sau ori eu am încercat un dialog cu pacientul întins pe masa de operație, el fiind anesteziat. Citiți și o să aflați exact care sunt trăirile în momentul acela. E foarte greu de spus. Știți cum e? E o chestie care ține și foarte greu de spus, într-adevăr, care ține de intimitatea fiecăruia. Noi suntem chirurgi, operăm la fel toți, dar fiecare dintre noi avem o anumită intimitate a noastră în chestia asta. Eu ca scriitor pot din când în când să devoalez, dar nu, și cartea nu are nicio legătură cu chirurgia. Cartea este o sumă de monologuri în care rând pe rând sunt femeie, sunt gropar, sunt maimuță, sunt... Arlechin, sunt diverse chestii. E, de fapt, o formă modernă de a transmite anumite lucruri. Chiar cred că în viitor am să încerc să abordez cu toată modestia și arta dramatică. Pentru că e, de fapt, o situație în care efectiv și văd scena, văd personajele, văd acțiunea, văd... Să nu vorbiți de pensie. Să nu spuneți că așteptați să... Nu, să vă spun, mi-e indiferent. Adică ceea ce trebuie să întâmple se va întâmpla cu siguranță. În chirurgie nu poți să păcălești și nici în medicină nu poți să păcălești. Ca gândire. Dacă te întorci cu spatele la problemă, problema e tot acolo, numai că nu o vezi tu că te-ai întors cu spatele, dar ea tot sapă și tot acolo este. Deci a accepta fiecare vârstă cu seninătate este un lucru normal, care trebuie să-l ai, dar cu o condiție. Condiția este ca gradul de cunoaștere a posibilităților, a lucrurilor frumoase pe care fiecare vârstă le are, să ai aceste cunoștințe, pentru că de multe ori oamenii nu-și dau seama cât sunt de fericiți. Noi zicem, vai, dacă aș mai avea 20 de ani, cei care au 20 de ani nu știu să se bucure de anii. Nu, nici noi nu știm să ne bucurăm de anii noștri. Când o să fim de 80, o să zicem, vai, la 50 de ani, dacă știam ce, așa, mamă, ce făceam. Deci, cred că atunci când privești viața un pic mai în profunzime, nu ca surferi,
că, de fapt, internetul, în general, este un surf. Nu are profunzime, oferă informații, informează, dar nu formează. Ceva în genul ăsta. Dar dacă cei care trăiesc cu o anumită vârstă ar ști să se bucure de vârsta respectivă, toate celelalte lucruri mai puțin bune la vârsta respectivă ar fi mult mai ușor de suportat. Poate dacă am ascultat mai multă muzică folk, jazz... Poate. Sau dacă ne-am uitat în oglindă mai des. Știți ce spunea bunica mea, care la 82, 81, 82 de ani avea un dinte care unecăjea și care spunea, i-a mers la medic foarte greu convinsă să-l spune așa. Mi-a luat durerea cu mâna. Asta este doctorul, după mine, este cel mai aproape de Dumnezeu. Eu așa am auzit cuvintele astea. În general, cei care respectă doctorul gândesc așa. Doctorul gândește mai puțin așa, ca să fim cinstiți. Pentru că doctorul care gândește că el este Dumnezeu, cam o ia pe... Altă. Există un sindrom al chirurgului de la început, când te crezi puțin Dumnezeu, dar are grijă viața să-ți arăte că nu ești așa mare chirurg și nemaipomenit și îți cade imediat ideea asta. Nu, noi suntem unelte, dar unealta trebuie să fie foarte bună. Niciun sculptor nu poate lucra cu daltă ciobită, niciun pictor nu poate picta cu un penel rău. Deci, ce putem face noi este să ajutăm viața să desfășoare până la capăt și în condiții cât de bune. Dar, ca să spui că dăruim viața, nu dăruim. Ajutăm viața să nu se termine înainte de momentul în care ea trebuie să se termine, pentru că orice are un început, are și un sfârșit. E foarte greu de spus pacienților lucrul ăsta și mai ales aparținătorilor lucrul ăsta, că tot ce are un început are și un sfârșit. Pentru că noi în general credem că suntem nemuritori și ca atare acționăm în consecință. Ei, dar astea sunt, e alt registru, altă discuție, intrăm într-altă zonă. Acum, în lumea asta care este a internetului, a informația, ce ar trebui să facem noi pentru nepoții noștri? Cum vedeți dumneavoastră? Eu am 6 nepoți, 5 fete. Să vă trăiască. Ei, eu nu cred că am să ajung, că n-am decât un singur copil, dar... Să fim sănătoși, să-i mulțumim. Da, regretul meu cel mai mare e că n-am mai avut încă 1-2, că eu aș fi avut inimă să, pentru mult mai mulți. Da, așa e, când ești la medicină, e greu să te hotărăști, înseamnă ani pierduți, înseamnă multe lucruri și mai ales înseamnă că... nu-ți respecti foarte tare soția în momentul în care și ea e ca tine, să o pui, oricum ar fi, o femeie lucrează mult mai mult decât un bărbat și suferă mult mai mult decât un bărbat. Dar în principiu, când ajungi să ai nepoți, îți dai seama că ai nevoie de niște resurse pe care era bine să le acumulezi la timp. De exemplu, eu am fost un povestitor non-stop. De când mă știu, eu spun povești, dau din gură, cred calitatea, chiar nevastă mea glumea odată că dacă aș fi avut același talent la făcut bani cât am talent la vorbit, eram de mult milionari. Dar una peste alta, dintotdeauna am spus povești și am închipuit povești. Fiul meu niciodată nu vroia o poveste să-i spun, îmi spunea întotdeauna una, dar nouă, adică să nu mai fi auzit până atunci. Acum nepoții mei sunt pus în fața situației de a povesti nepoților. Dacă n-ai făcut niciodată, n-ai spus niciodată o poveste în viața ta, vei avea un moment de, nu știu, cel mai ușor intri în rezonanță cu ei spunându-le povești. Este momentul în care ei se deschid și ajung cât mai aproape suflet lângă suflet de cel al bunicului. Ori vezi, dar e bine să mai citești din când în când, pentru că ajungi într-un moment în care chiar îți trebuie treaba asta, chiar îți trebuie ca să te poți apropia. Dar ei au alte povești acum, domn doctor, da. Cu nume noi, cu Elsa, cu Frozen, cu... Păi da, să nu credeți că nu povestesc și cu Frozen, nu povestesc și cu Elsa, nu povestesc și cu desenele animate de la televizor. Inventați? Bineînțeles că da. Trebuie să inventăm? Inventăm.
inventăm și copiii n-așteaptă lucruri complicate, așteaptă lucruri frumoase, lucruri interpretate, lucruri în care să vorbești ca un leu sau să faci ca un câine sau ca o pisică, așteaptă ca bunicii să aibă răbdare și să fie mai aproape de ei decât părinții, pentru că părinții au serviciu, au... Eu redescoper acum lucruri pe care altădată nu le-am putut face, pentru că băiatul meu a fost crescut la socrii, Dumnezeu să ierte, că m-a ajutat extraordinar de mult. Eu eram student, am luat-o foarte de repede și în felul ăsta am ajuns un bunic foarte tânăr, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Încă îi pot duce în brațe pe amândoi, ceea ce este excepțional. Și acum redescoper anumite momente, anumite trăiri pe care atunci le vedeam o dată la două săptămâni când îi vizitam. Acum vă duceți des la Brașov? Foarte des. Foarte des. Mă duc și iau aici. Deci și anul ăsta am avut. Odată o lună jumate, odată aproape o lună. Deci îmi place teribil să iau aici. Și mă așteaptă cea mică când vin de la servici. Dragă, mi-a fost dor de tine. Când ți-a fost dor de mine? Când te așteptam. Vă topiți? Da, e foarte dulce și foarte apropiată și vorba aia, dacă sunt eu, restul lumii nu mai contează pentru ea. Doamna doctor, care a dus pe lume atâți copii? Mândră de nu mai poate și ea, ce să zic. Genetic, da. Vorbim că dumneavoastră trece timpul, nici nu știi când. Genetic vorbind, nepoții sunt mai apropiați de bunici? Nu, cred că depinde cât de mult vrei să te apropii. Dacă spiritual, bunicii, vorbind. Nu știu, sau, de exemplu, uite, o situație, nepoțica mea de 3 ani și 8 luni are firea nevestimii ruptă, parcă a făcut-o direct nevastă mea. Da, de iubit mă iubește pe mine. Adică, așa sunt fetele. Da, exact, e atât de iute încât eu, care sunt obișnuit după o viață întreagă de stat lângă o femeie iute și puternică, nu-i fac față lui asta mică, e mai iute ca bunica sa. Dar, până la urmă, asta este frumusețea vieții, asta e paradoxul vieții. Trebuie să ne implicăm în, hai să spunem, viața copiilor noștri, cu ghilimele de rigoare. Este nevoie? Da, este nevoie. Problema e cum o faci. Pentru că cu cât ești mai evoluat din punct de vedere cultural, cu atâta ai posibilitatea ce anume? Să-ți cunoști copilul. Cel mai greu lucru e să-l cunoști. Când aud pe câte unul, uite ce surpriză mi-a făcut copilul meu, ce a făcut, ce adres. Nu, cred că și surprizele negative sunt datorate tot unei necunoaștere a copilului. Când tu nu ai niciun pic de introspecție față de tine și nu reușești pe tine însuți să te înțelegi și să te cunoști, cum ai să cunoști un copil? Și dacă nu cunoști un copil, cum ai să poți să-l dirigezi, să-l faci om, dacă tu nu ești capabil să intri în sufletul lui, să-l cunoști, să știi care sunt pulsiunile, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile mai puțin bune? De aceea cred că, iată, încă o idee, domnilor, citiți, pentru că vă oferă un substrat cultural care vă permite, printre altele, să vă cunoașteți nu numai oamenii din jur, dar și copiii, și să puteți, în felul ăsta, cunoscându-i, să-i feriți. Avem nevoie să știm așa din umbră ce fac, unde umblă, cum fac, vedeți? Depinde, acum fiecare are câte o modalitate, câte o pârghie prin care își aducă copilul. Eu am fost extrem de apropiat de copilul meu, în sensul că, știți, copiii la 12-14 ani cam cad de pe soclu părinții. Nu mai sunt ăia părinții de statuie, devin părinții cu greșeli. E un fel de laicizare a condiției de părinte. Iar eu am avut grijă ca în acea perioadă să nu fac greșeli. Să-mi păstrez, chiar dacă mi-era uneori greu, că știți, și meseria asta e cam consumtivă și cam devin nervos după un timp, pentru că în felul ăsta, cum zicea fiul meu, să-l lași pe tata, tata e perfect. Bine, nu eram perfect, evident, dar am căutat să nu-l dezamăgesc, ceea ce este foarte important, pentru că cea mai bună pârghie care am avut-o eu educativă a fost dragostea. În momentul în care creșea
nu, n-a greșit niciodată foarte tare încât să fac eu un proces de conștiință dintre asta. De câte ori greșea, eu îi spuneam, ți-ai trăit raiul, ți-ai mâncat mălaiul, la mine să nu mai vii, să te alinți. Ei, faptul că îmi retrăgeam ambasada afectivă, venea el la mine, ai tata, am greșit, te rog frumos, nu fi supărat pe mine. Deci, iată o modalitate de a ghidona în felul ăsta copilul. Bine, bănuiesc, fiecare copil, fiecare părinte are modul lui de a-l ghidona, dar sigur bătaia și răcnitul nu este productiv. Dacă într-adevăr ai avea o finalitate, adică uite, îl bad, îl sting, dar este om. Nu e adevărat, asta este o prostie. Nimeni care este crescut în ură și în violență nu va face un lucru bun ulterior. Sperăm că o să mai aveți timp să veniți în emisiune. Mă chemați, eu vin. Și eu mai îndrăznesc pe ultimile clipe de emisiune să aveți de gând să așteneți pe hârtie acele clipe petrecute cu bunicul? E foarte greu. Sigur că în finalului o să poate am să scriu și ceva autobiografic, ceva în genul ăsta, dar în niciun caz nu e timpul la care să mă îndrept către autobiografie. Mai sunt încă multe de făcut în viață până cu să ajung siguranță. Acolo. Eu vă mulțumesc din suflet, domn doctor, că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit așa clipe din viața și activitatea noastră. Cu tot respectul și pentru doamna doctor, care a dus pe lume atâți copii, a salvat atâtea vieți, cu tot respectul pentru Cristian, fiul dumneavoastră, că îl știu de mic copil și mă bucur că avem așa un medic. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie. Dar până la urmă tot ajungem către acel mic Dumnezeu care spunea, cel mai aproape de Dumnezeu, care spunea bunica mea. Știți cum și cu asta vreau să închei. Un filozof francez spunea, chiar dacă nu există Dumnezeu, trebuie să ne comportăm în așa fel încât să merităm să existe unul. Vă mulțumim încă o dată, stimați telespectatori, în speranța că această ediție a fost mai mult decât mi-aș fi dorit. Nu pot să fiu mândră decât că l-am avut pe domnul doctor Arbătescu în emisiune, de la care am reținut mai mult decât mă așteptam. N-a fost nimic organizat. Vă doresc ca de fiecare dată multă sănătate, vă îmbrățișez cu drag și încă o dată mulți ani și multă sănătate mamei dumneavoastră. Mulțumesc. La revedere până la o nouă ediție.